Bună ziua! Ne aflăm la casa unde s-a născut marele sculptor Constantin Brâncuș. Astăzi e 19 februarie, este ziua de naștere a lui Constantin Brâncuș și Partidul SUS a făcut o deplasare aici, frunte cu doamna senator. Să rămână, dar nu trebuie, aici, mă! Ale mașini, ale ce vreți. Aolo, eu pierd cheile și așa, dar pe cartele bag. Și gardul unul la altă băiat. Dar puneți-le acolo, lăsați-le acolo. Suntem de nici aici, sunt tot țara și din Vâlcea și din Iași. Din Dolj. De peste tot. L-ați evaluat să nu-i... Să nu fac declarația de avere. Și dacă este peste 300 de euro, trebuie să declarați. Pe lângă ce faceți acolo? Dacă noi pentru țara asta meritat mult. Să rămână, vă pup. Deci cine sunt dumneavoastră? Ca să salut oltenii aici. Pare bine. Vă pup, Doamne ajută. Am un portbagaj arhi plin. Nu, că sunt cu problemele oamenilor, să știți. Doamna Diana, vă scuzați un pic. Ia uitați, am luat un topor să faceți mai bine cu cei care nu acționează. Da, da, dacă nu-mi puneți aici și... și un metal cu tăi și ascuțit, e păcat, adică eu nu mă joc. Asta și vrem să facem. Deja pornim la luptă, fac un live. Faci un live? Păi că și-o voiam să fac. Primul luat pe domnul Părțu? Da. Mai am și un buzdugan acasă. Mă, Mila, dacă ce scump. Dar tot pe lemnie. Îmi trebuie un pic de fier, mă duc până la Baia de Aramă. Las, că fac eu. La Baia Aramă, la Baia de Fier. Acolo, acolo. Hai, m-au venit. Hai să vină și singur, rog să vină toată lumea. M-au înnebunit. Înăuntru nu tăi noștri sunt? Au fost ecologiști, au fost. Hai noștri. Acum să avem. Da. Alo, unde ești mai atât? Păi, avem și Mehedințu aici, avem parte de o zi superbă, de o vreme superbă. Haideți să vă arăt câți patrioți s-au adunat aici din SOS România. Mai sunt și înăuntru. Uitați ce frumos este când se adună patrioții. Haideți să vă arătăm și casa memorială de aici. Pe ce ești pe live? Pe cabinet. Păi nu. O să facem pe toate. Ok. Pe 15 ianuarie am fost cu toți, am făcut o deplasare până la Ipotești, la Botoșani.
de ziua lui Eminescu, iar astăzi ne aflăm iarăși cu toții aici pe 19 februarie de ziua lui Constantin Brâncuș, la Casa Memorială. Ia uitați, au început să vină și somitățile prin vicepreședintele partidului, domn profesor Florian Colceac. Încet, încet ne adunăm aici. Ne adunăm aici cu toții. Distribuiți, distribuiți peste tot, este nevoie să se știe că astăzi este ziua de naștere lui Constantin Brâncuș și trebuie celebrat așa cum se cuvine. Lasă că mâine o să înlocuiască pe Rapcea o colegă de-a noastră pe care o cheamă Romanov. Și zi-vă, s-au adunat dinastia Romanovilor. E, nu, că e, sunt rușii albi, e altceva. Depinde, stai că rușii ăștia nu sunt sovieticii. Să nu facem confuzii. Și unde e domnul Vinereanu? Unde e? Vin acum. Da? Hai. Uite, vine și Hunedoara alături de noi, tocmai din țara Hațegului. Ba. De unde au ieșit toți regii dacii. Hai că am intrat și eu pe vreo 4-5 pagini acum. Foarte bine. Cei care sunteți alături de noi, vă rugăm distribuiți peste tot, pe grupuri, pe pagini. Pe unde puteți? Sper că sunteți treji la ora asta. Ar trebui să fie. S-a terminat și slujba. România a dormit așa. Da, i-a dormit, da. Trebuie să se trezească. De asta suntem aici, să dăm niște mesaje de trezire, da? Conștiința națională trebuie să... Dacă de 33 de ani nu s-au trezit, poate acum e momentul să se trezească. Așa e. Hai să vedem cine îmi face filmare acum... aici. Că sunt pe nu știu câte pagini. Okay. Și tu, domnul jurnalist, trebuie să întorci invers, nu așa, la început. Ca să poți să filmezi cum trebuie. Hai că te învăț eu. Stai că vine și nașul TV acum. Ok, abia așteptăm. Uite, vine și Gabriela. Ah. Bun, bună ziua. Deja încep să se adune cu toții. Hai să vă arăt unde suntem. Astăzi este 19 februarie și e ziua de naștere a marelui nostru sculptor Brâncuș, Constantin Brâncuș, pe care francezii îl consideră francez, dar nu român. Că așa știm noi să... Casa Muzeu Constantin Brâncuș. Ne-am adunat aici din toate părțile țării. Uite, au venit și din Iași, din Hunedoara, din Dulj, Mehedinț, din Gorj, Mehedinț, București, Vâlcea, Ialomița. Deci, și mai așteptăm. Partidul SS România s-a adunat de prin toate părțile lumii. Unde este domnul profesor? Domnul Vinereanu vine acum. Domnul Colceac? Domnul Colceac, unde e? Okay. Acum intră. Domnul Colceac aici, domnul istoric Florin Șandu este alături de noi, ca Haideți.
frumos aici, o delegație a Partidului SS România. Pot să vă dau nimic să faceți, că nu faceți nimic. Alex, ia o zi de aici. Fantastic. Fantastic, frate, nu se poate. Da, pentru că a pus el mâna acolo. Păi dacă eu le nu știu ce să mă duc. Apar nu o să filmeze, mă. Un geniu la un geniu. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte? Ați venit de la București până aici, la Casa Memorială a lui Constantin Brâncuș. Constantin Brâncuș, sculptorul universal, dar cel pe care și-l arogă francezii de parcă acolo s-ar fi născut. Indiferent dacă este intelectual, dacă este muncitor, dacă este producător al producătorului, nu te șurăște țară, țară. Super primără țară. Și eu? Totală. Poți să fii oricât de intelectual. Și nu cum te fac interesant. Majoritatea academicienilor sunt copii de țărani. Eu trăiesc într-un mediu curat, nu poluat. Au avut contact cu natura, au iubit natura, s-au plinit cu lapte de capul, făcuți care au avut. Da? Au fost în contact direct cu păsările, cu plantele, cu florile, cu norii, cu soarele. Și-au hrănit sufletul, n-au stat pe calculator, n-au stat pe televizor, au stat în natură.
mi-aduc aminte de Radu Miron, care e membru al VII Academiei, dacă nu mai multe, din Iași, care era copil de tractorist. Și profesorul lui de școală, i-a zis în tatălui, lasă-mă mie, că îl plătesc eu să-mi meargă la liceu. Eu îl susțin, că taxul foarte rușit era, a ajuns filmat la VII Academiei. Deci, vedeți, vina asta, aici, și apare de unde nu știi, din orice curțișor. Asta e șansa noastră, avem să învățăm. Mulțumim frumos, domnule profesor. Domnul profesor Florin Șandru, istoricul nostru. Domnul profesor, rămâneți aici, asta, stați acolo, ok? Haideți acolo, lângă domnul profesor Bolceacă. Pe 21, dar cu indicația că alalter s-a născut, alalter fiind 19 februarie 1876. Părinții lui Constantin Brâncuș, tatăl Nicolae Radu Brâncuș, născut în 1882, tatăl lui era meseriaș dulgher și pe lângă munca câmpului care se mai facă un pic de venit. Avea în jur de 6-7 hectare de pământ. Mama lui se numea Maria Brâncuș, postă Deaconescu, născută în 1851, era torcătoare din comuna Peștișan, sat Hobița. În 1881, la 5 ani, Constantin Brâncuș merge în prima sa călătorie în munte Vulcanului, la stâna de oi, păzând oile alături de frații lui mai mari. Aici își preocupa timpul cu cioplirea de păpuși din lemn, s-a învățat să cânte din frunză sau din fluier. În 1887, la circa 6-9 luni, lucrează la prăbăria fratului Vitrec, Ioan Chișnea Brâncuș. Apoi, la 10 ani, fuge de acasă. El fuge de 3 ori de acasă. Pleacă la Târgu Jiu și a doua oară pleacă la Slatina. În 1888 pleacă la Craiova, unde lucrează la o prăbălie, la restaurantul Spirtaru, unde muncea 18 ore pe zi. Între anii 1888-1894 devine elev la școala de meserii din Craiova. Între timp, în 1889, ce era elev, a lucrat și la brutăria Ion Zanfirescu din Craiova. Era un îmbrăcat ca țăran, cămașă națională și opinci. În 1892 realizează un briceagă dintr-o viță de lemn adusă în Italia, în care era, conținea portofale, confecționează o vioară. Alte ori modela în lut Da, într-adevăr, domnii profesori vorbesc cam încet, de asta nu se aude, ne cerem scuze, nu avem ce să facem, asta este timbrul lor vocal. Da, haideți să vă arătăm măcar casa memorială de aici, să vă bucurați și voi de priveliștea de aici. Da, e adevărat, oamenii sunt în vârstă și nu pot țipa foarte tare ca să se audă. N-avem ce să facem, asta e. Sunt și condiții aici de vânt, de asta nu se aude. Haideți să vă arătăm cum arată aici tot acest complex muzeal.